Bine v-am găsit la un nou tier list, știți foarte bine că ador să fac tier list-uri și astăzi revenim la încă unul despre personaje din comics. Și m-am gândit să vorbim despre cei mai mari și importanți villaini din DC. Sunt în jur de 32 în acest clip, am ales 32 de villaini pe care eu am considerat cei mai importanți din universul DC și am ales după două criterii, cei mai puternici și cei mai importanți, cei mai relevanți. Și astfel am ajuns la aceștia 32 care mie mi se par unii dintre, dacă nu chiar cei mai relevanți. Poate am ratat 2, 3, 4, cine știe, lăsați-mi voi în comentarii dacă ați mai fi avut vreo adăugare de făcut. Dar pentru mine aceștia sunt cam cei mai importanți villain din DC. Din nou, sunt 32, deci o să ne ia ceva să-i clasăm și haideți să începem. De asemenea, vreau să-i aflu pe cei mai importanți din punctul vostru de vedere, în secțiunea de comentarii. Și de asemenea, o să urmeze și un tier list cu eroi din DC și evident că acolo o să fie mulți, mulți, mult mai mulți și abia aștept să fac și acel clip. Bun, și haideți să vă prezint și tier-urile. Primul, cel mai de sus, cel mai important, iconic, adică un villain care a intrat în istorie nu doar din prisma benzilor desenate, ci un villain care este efectiv cunoscut de către toată lumea și de către persoane care nu au citit comics, nu au văzut filme, dar au auzit numele Joker, de exemplu, cândva. Pure Evil, adică acolo printre cei mai importanți, dar nu chiar la nivelul de iconic. Sinister, adică un villain interesant, în continuare foarte puternic, dar nu este la acel nivel de popularitate sau de relevanță în comics și în povești în general. Alright, care este un villain interesant, dar nu chiar acolo. Și Weak, care, din nou, nu este un villain slab în general și poate este mai slab în comparație cu cei din acest clip. Pentru că, din nou, i-am ales pe cei mai importanți și cei mai puternici și tocmai de aceea sunt numai villain destul de mișto în acest clip, destul de puternici. Deci, Weak înseamnă, în comparație cu ceilalți din acest clip, nu în general cu în universul DC. Iar primul pe care l-avem pe listă este nimeni altul decât Bane. Și Bane cred că o să se ducă la Pure Evil. Luându-l doar ca pe un villain al lui Batman, da, am putea zice că este, nu știu, doar la Sinister, dar gândiți-vă puțin cât de important este Bane sau cât de important a fost în ultimii 15 ani Bane în media. Hai să ne gândim la The Dark Knight Rises. Adică hai să ne gândim la ce performanța a avut Tom Hardy jucându-l pe Bane și la ce nivel a ridicat acest personaj. Și Bane, în general, este omul care i-a rupt spatele lui Batman în comics și un villain extrem de popular și extrem de mișto. Vedem dacă o să rămână la Pure Evil sau unde o să se afle în față sau în spatele altora. După care vine Black Manta. Și Black Manta, pe Black Manta o să-l duc direct la Sinister. Vedem, poate o să coboare mai încolo la Alright, dar este villainul principal al lui Aquaman și deși, ok, l-am văzut în Aquaman destul de interesant, a fost foarte mișto acolo, dar nu pot să-l pun pe Black Manta la nivelul lui Bane, nu este atât de mare, nu este atât de important și de multe ori nu este atât de puternic, dar în continuare este un villain foarte, foarte mișto. Și urmează pe lista noastră Vandal Savage. Vandal Savage, poate că unii dintre voi nu știți, dar este un villain destul de interesant și underrated în universul DC, un villain extrem de puternic și, sincer să fiu, o să-l pun la Sinister, chiar în fața lui Black Manta. Mie îmi place destul de mult. Cred că pentru prima oară l-am descoperit în Legends of Tomorrow, un serial. A fost villainul primului sezon și nu degeaba acel sezon a fost și este în continuare cel mai bun din întreg serialul. Un villain mișto, dar un villain destul de underrated. Sincer, aș vrea să-l văd în mult, mult mai multe povești. Și urmează tăticul Sinestro, pentru cei care ați fost activi când am făcut Lanterns Week. Știți foarte bine că Sinestro este unul dintre cele mai mișto personaje din DC, unul dintre cei mai mișto villain și o să-l pun la Pure Evil, dar încă mă gândesc dacă să-l pun în spatele sau în fața lui Bane. Sinestro este un villain cu adevărat, cu adevărat interesant și cu adevărat puternic și care oferă multe sau care a oferit multe povești interesante de-a lungul timpului și cred că o să-l pun peste Bane. Poate că nu este atât de mare ca și Bane, în general, ca popularitate sau ca importanță, dar nu știu, mie în ultimul timp mi-a plăcut mult mai mult decât Bane și
l-am și citit în mai multe povești decât l-am citit pe Bane în ultimul timp. Și urmează aici feblețea mea. Poate că n-ar fi meritat să intre în acest top. Poate că ar fi meritat să fie Mr. Freeze în locul său. Pe Mr. Freeze nu l-am pus în top. Dar Captain Cold este aici pentru că merită. Este unul dintre villainii lui Flash care merită să fie aici. Și dacă ați văzut tier list-ul în care am vorbit de villainii lui Flash, știți foarte bine cât de mult îmi place Captain Cold și cât de tare l-apreciez. Mi se pare mult peste Mr. Freeze, mult peste Mr. Freeze. Și tocmai de-aia o să-l pun la Sinister înaintea lui Vandal Savage și a lui Black Manta. Este Captain Cold pentru toți cei care ați văzut poate Legends of Tomorrow, poate The Flash și ați citit povești cu The Flash. Știți cât de mișto este Captain Cold și ce villain important este pentru Flash. Pentru că dacă ne gândim la villainul lui Flash, mulți ar, chiar și eu uneori aș zice, băi, poate că Reverse Flash este cel mai important sau că ceilalți nu contează, mă refer la The Rocks, nu contează pe lângă Reverse Flash sau Reverse Flash este atât de puternic încât îi anulează efectiv pe ceilalți. Dar nu este chiar așa. Captain Cold este și el acolo, printre alții din The Rocks, dar el este cel mai important și de multe ori s-a aflat în povești și în situații mult mai interesante și emoționale cu Flash decât s-a aflat Reverse Flash. Și tocmai de asta, din punctul meu de vedere, și are locul la Sinister. Și urmează Mongul. Abia așteptăm, cred că cu toții, animația War World, unde Mongul va fi villainul. Mi se pare foarte mișto. În continuare n-am citit prea multe povești cu el, dar aștept să le descoper. Este villainul pe care l-am descoperit în Batman The Brave and the Bold, în acele episoade cu Jonah Hex și cu multe alte personaje. Și mi s-a părut wow. De atunci mi s-a părut efectiv wow și mi se pare un villain foarte puternic și underused și chiar foarte underrated. Este, putem să-l clasăm la nivel de Doomsday sau Darkseid, însă lumea nu știe de Mongul cum știe de Doomsday sau Darkseid. Și tocmai de asta o să-l pun pe Mongul la, aș zice chiar Pure Evil în spatele lui Bane și Sinestro. Și din nou fac acest tier list și gândindu-mă la cât de puternice sunt aceste personaje. Și da, deși poate că îmi place mai mult de Captain Cold în general, îl pun pe Mongul puțin peste, pentru că este mult, mult, mult mai puternic și este un film foarte mișto în continuare. Intră la Pure Evil și abia aștept să apară War World. Cred că o să fie foarte mișto. Și urmează zeița, legenda, femeia noastră, Harley Quinn, care știți foarte bine unde ajunge. Primul villain de la Iconic, n-are cum să nu fie la Iconic Harley Quinn pentru că este efectiv superbă. Harley Quinn este Harley Quinn. Margot Robbie de asemenea a făcut acest caracter unul imens. A făcut din Harley Quinn un icon efectiv în nu doar ceea ce înseamnă filmele cu supereroi și în ceea ce înseamnă caractere populare din filme în ultimii 10 ani. Atât de important mi s-a părut acest personaj și atât de mult a influențat lumea în general și fanii benzilor desenate și fanii geek în general. Atât de importantă mi se pare Harley Quinn și Margot Robbie are un mare rol în acest proces. Și tocmai de asta Harley Quinn se duce la Iconic. Am citit multe povești foarte mișto cu ea și în general este un villain foarte, foarte mișto. De asemenea, puteți să vedeți și animația cu ea care se ține foarte bine. Ultimul sezon este mai meh, dar se ține foarte bine și face foarte multă justiție acestui personaj și multor altora, printre care Poison Ivy. Și putem vedea take-uri foarte interesante asupra lui Bane, Clayface, King Shark și multe alte personaje. Foarte mișto serialul și vi-l recomand. Și urmează Two-Face. Two-Face pentru mine nu a fost niciodată acel villain atât de important în lumea lui Batman. Din nou, în trilogia lui Nolan este un personaj destul de important și sunt de asemenea niște filme care l-au făcut mult mai mare decât este pe Two-Face. Și de asemenea în animație este foarte mișto. Pot să mă gândesc aici la The Long Halloween, dintre cele mai recente. Și în comics este ok, dar nu pot să zic că este unul dintre preferații mei când vine vorba de Batman. Și tocmai de asta o să-l pun la Sinister undeva pe aici.
sau hai, da, hai să-l las aici pentru că este în continuare Two-Face, este destul de important în continuare și are locul aici. Catwoman. Catwoman n-are cum să nu fie la Pure Evil, este un personaj atât de mișto și cu toții știm asta. O să se ducă sincer în fața tuturor, momentan. Este Catwoman, este personajul fără de care de multe ori Batman nu ar putea exista, dacă mă întrebați pe mine. Catwoman este acel personaj care îi face uneori, sau care completează efectiv unele povești cu Batman, completează de multe ori personajul și caracterul lui Batman, lui Bruce Wayne. Mi se pare foarte importantă, mi se pare foarte importantă și în ultimii ani mai ales a fost un pilon destul de important în poveștile cu Batman. Dacă e să ne gândim chiar la ultimul film, The Batman, sau la ce s-a întâmplat în ultimii ani cu ea în benzi desenate și cu nunta dintre ea și Bruce Wayne. Deci, și urmează Anti-Monitor. Primul personaj care se duce la Alright și asta pentru că nu prea știu atât de bine. Și din ce am văzut cu el, nu mi s-a părut atât de wow. Știu că este un villain foarte puternic, știu că mulți dintre voi poate l-apreciați destul de tare, dar pentru mine pur și simplu nu a fost activ în mai nimic din ce am văzut slash citit și tocmai de asta nu pot să-l pun la nivelul lui Black Manta sau Captain Cold sau Two-Face. Nu, este la Alright și urmează Black Mask. Black Mask se duce la Sinister, undeva, aș zice, între, sau nu, după Two-Face. Chiar înaintea lui Two-Face, știți ce? Chiar înaintea lui Two-Face. Un villain foarte mișto, n-o să uit prea curând acel prim volum din Red Hood and the Outlaws, unde el este absolut genial. În continuare, potențial irosit cu el în Birds of Prey, dar Ewan McGregor în continuare a făcut un rol mișto. Și este Black Mask. În foarte multe povești, s-a aflat în foarte multe povești interesante, mai ales în comics, și cred că mulți dintre voi ar cam trebui să-l descoperiți. Este un villain mișto, underrated și interesant. Și urmează Cheetah. Nu pot zic că nu apreciez pe Cheetah, îmi place de ea și sunt unul dintre puținii care poate au apreciat-o în Wonder Woman 1984. Mie mi-a cam plăcut acel film, mi-au plăcut toate personajele în acel film, mi-a plăcut de Maxwell Lord, mai ales mi-a plăcut foarte mult și de Cheetah și mi sper că au utilizat-o bine, iar în comics este o adevărată bestie, efectiv Cheetah este extrem de powerful, cum nu te-ai aștepta de multe ori, și este un personaj feminin foarte important la DC și foarte activ în poveștile cu Wonder Woman, cu Justice League și altele. Și tocmai de aia Cheetah o să se ducă la Sinister undeva între Captain Cold și Black Mask. Nu-mi plăcea când eram copil, țin minte că o vedeam în multe animații și mi se părea destul de meh, nu mi se părea că aduce ceva interesant în acele povești, dar a început să-mi placă foarte, foarte mult Cheetah și Wonder Woman 1984 a fost un mare plus pentru acest aspect. Și hai să fim serioși, urmează zeul, urmează regele, urmează unul dintre cei mai importanți villain din istoria universului DC, pe numele său Darkseid, care se duce direct la Iconic. Darkseid este Darkseid. Știu că absolut cu toții o să-l puneți la Iconic. Este Darkseid și gândiți-vă doar la Snyderverse. Gândiți-vă doar la importanța sa în universul lui Zack Snyder și cât de important și mișto a fost, ținând cont de faptul că am văzut atât de puțin cu el, dacă ar fi să o luăm așa. Am văzut foarte puțin cu Darkseid în comparație cu Steppenwolf, de exemplu, și cu toate acestea a fost genial și acolo. Și acum luați acel Darkseid și adăugați toate animațiile și benzile desenate în care el este absolut genial și faceți din acest personaj și ajungem la concluzia că Darkseid este unul dintre cei mai iconici villain din istoria benzilor desenate, unul dintre cei mai puternici de asemenea și un villain care de fiecare dată când apare fură spotlight-ul și te temi de ce ar putea să le facă eroilor și de cât de tare ar putea să-i distrugă și să-i afecteze efectiv. Și urmează Ra's al Ghul.
O să ducă la Sinister, dar undeva pe aici. Știți că nu sunt fan al său, știți că pentru mine înseamnă mai mult Liam Neeson și cam atât în comics. Nu mi se pare ceva atât de wow, dar înțeleg de ce lumea este de hypuită de fiecare dată când îl vede pe Ra's al Ghul în ceva. Dar poate că nu este neapărat pentru mine. Nu știu. Și urmează Deadshot. Deadshot o să ducă tot la Sinister, undeva pe aici, în fața lui Vandal. Interesant Deadshot, dar veți vedea imediat, nu este la nivelul lui Deathstroke. Deathstroke o să se ducă direct la Pure Evil, între sau după Bane, între Bane și Mongul. Foarte mult îmi place acest personaj în ultimul timp, mai ales în ultimul timp, mai ales în care l-am descoperit în mai multe povești și mi se pare că devine un villain sau a devenit un villain din ce în ce mai complex. Nu mai este acel asasin și atât de la care a pornit personajul. Efectiv, era un asasin și un villain care se pricepea cu armele și atât. Nu, Deathstroke a devenit în ultimul timp mult mai complex din mult mai multe puncte de vedere și în multe povești în care am văzut-o pe fica sa, de exemplu, și acest lucru a acordat-o cu totul altă perspectivă caracterului Slade Wilson. Hai să ne gândim și la animația Teen Titans, hai să ne gândim și la sezonul 2, parcă a fost, sau 3 din Titans, unde mi-a plăcut foarte mult și acolo. Și la povești în general din comics, unde este un villain interesant și care face mult mai mult decât ați crede. Mă gândesc chiar la The Lazarus Contract, pe care am citit-o extrem de recent, unde Deathstroke ajunge să preia puterile lui Flash. Deci, de asta zic că au început să facă mult mai multe chestii cu el, să-l folosească în povești mult mai interesante și mai meta decât te-ai aștepta să-l vezi. Și urmează Atrocitus, care se duce la Pure Evil, undeva pe aici. Mi-ar fi plăcut să-l pun mai sus, dar încă nu este acolo. V-am zis în ultimul clip că am citit primul volum din Red Lanterns, unde Atrocitus este personajul principal, și mi se pare un caracter mult mai complex decât m-aș fi aștepta vreodată. Prima oară am auzit de Atrocitus în Injustice 2. Știu, poate că trebuia să aud de el mai înainte. Dar Injustice 2 mi-a oferit o perspectivă destul de ciudată asupra sa. Mi s-a părut efectiv cel mai boring villain din acel joc, în primul an în care îl jucasem. După am mai început să descoper câteva chestii despre el și mi se părea din ce în ce mai interesant. Și acum, după ce am citit Blackest Night Saga și primul volum din Red Lanterns, mi se pare un personaj genial. După ce i-am făcut și originea și am aflat mai multe detalii despre el, mi se pare un personaj efectiv genial și nu este acel zeu care doar are puteri și distruge totul și atât. No, 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 no. Nu este mongol. Este un personaj mult, mult mai complex de atât. Mult mai complex de atât. Și sincer, cred că o să-l duc pe mongol undeva pe aici. Nu, undeva pe aici. Gândindu-mă că Captain Cold, Cheetah și Black Mask sunt la Sinister, nu prea pot să-l pun pe Mongul în fața lor, pentru că, deși este foarte puternic, nu-mi place mult mai mult decât îmi place de Captain Cold, de exemplu. Și urmează unul dintre villainii care îmi dădeau fiori când eram mai mic, și anume Solomon Grundy. Și pe Solomon Grundy o să-l pun la Alright în fața lui Anti-Monitor. E interesant Solomon Grundy, dar este cu adevărat unul dintre cei mai stupizi villaini de la DC. One of the most dumbest villains, așa cum este și el portretizat de multe ori. Dar este ok. E ceva de capul lui, nu zic nu. Și aici am ales să fac un mic mișto, să-l pun pe The Brain, care poate că nu este în top 100 al unora, dar am zis să-l pun pe The Brain pentru că mi-a plăcut foarte mult în Doom Patrol, mi-a plăcut și în câteva animații în care l-am văzut și o să râdeți de mine poate, dar mi-a plăcut chiar și în Teen Titans Go. Prinsesem la un moment dat la televizor, dădeam
derulam din telecomandă și am prins random niște episoade din Teen Titans Go, nu m-am uitat la tot serialul sau ceva de genul. Am prins câteva episoade random și erau cu The Brain. Și a fost foarte mișto în acel episod și foarte amuzant. Și în general este un villain care oferă o perspectivă foarte amuzantă asupra lucrurilor și are multe momente destul de hilare. Dar o să-l pun la alright undeva între Solomon Grundy și Anti-Monitor. Și sincer să fiu, nu știu dacă va ajunge cineva la Week, pentru că văd ce urmează și nu prea are cum. Dar urmează Doomsday și Doomsday se duce la Pure Evil, aici în spatele lui Atrocitus. Doomsday poate pentru mulți, da, ar fi la Iconic, nu zic nu, dar eu abia încep să-l descoper mai mult pe Doomsday. Nu știu dacă ați văzut acele imagini din Superman and Lois, din sezonul 2 sau 3, unde Doomsday arăta destul de bine. Eu n-am trecut de primul sezon din Superman and Lois, dar poate că o să-i mai dau o șansă. Și Doomsday, aș zice că aș cam vrea să văd acel film perfect cu Doomsday. Pentru că nici în Batman v Superman nu a fost atât de ok. Dar el este omul care l-a omorât pe Superman. El este villainul acela pentru Superman, acel arch nemesis. Și este Doomsday. Este un villain extrem de evil. Și urmează Brainiac. Și niciodată nu am fost fanul lui Brainiac, dar de când cu animația Legion of Superheroes, cu Supergirl și cu Brainiac 5, parcă, a cam început să-mi placă de Brainiac. Bine, acela este cu totul al Brainiac, dar conceptul de Brainiac în sine a cam început să-mi placă. Și o să-l pun undeva pe aici. Da, cred că și are locul. Și poate că, cine știe, o să-mi placă pe viitor. Dar urmează Trigun. Și, Doamne Dumnezeule, Trigun o să se ducă undeva pe aici. Da, undeva pe aici, doar pentru câte amintiri am cu acest villain și cât de tare mă speria când eram mai mic. Știți foarte bine cum era în Teen Titans și cât de puternic era. Era prezentat ca cea mai puternică forță, poate, din întreg universul în acea animație. Și Trigun este un villain care, sincer, a fost mereu acolo. Deși poate n-a fost în cele mai interesante povești, mereu a fost acolo în ceva ca un villain puternic, ca un villain de care este tem și ca un villain care niciodată nu trebuia să ajungă pe pământ. Și cam mereu ajunge. Și urmează General Zod, care se duce undeva pe aici. Undeva pe aici se duce General Zod și asta doar pentru rolul și performanța superbă a lui Michael Shannon ca General Zod. Michael Shannon l-a ridicat pe General Zod cum nu cred că putea să ridice alt actor vreodată și în puținele povești cu el pe care le-am citit, care au fost destul de mișto, mă gândesc la un volum din Suicide Squad unde a fost, deși apăr puțin, a fost foarte mișto, dar îmi place Zod, e ok Zod, e mișto Zod. Însă nu este Riddler, care se duce la Sinister undeva pe aici. E foarte mișto Riddler. Paul Dano m-a făcut să-l văd într-un alt fel pe Riddler. Poate și jocul Arkham Knight m-a făcut să-mi placă mai mult, deși mă enervau unele misiuni cu el acolo. Dar Riddler e cu adevărat altceva pentru Batman și pentru unele povești la DC în general. Dar nu este și n-are cum să fie vreodată Lex fucking Luthor. Da, știți foarte bine că se duce aici. E Lex fucking Luthor și dacă l-ați văzut pe Lex Luthor până acum doar în filme sau seriale sau animații, vă rog din toată inima, citiți câteva povești cu Lex Luthor din comics. Forever Evil, povestea intitulată doar Luthor parcă, de Azarillo și Bermejo, și mai sunt încă câteva unde Luthor este absolut amazing și poate abia atunci în comics înțelegi cu adevărat
ce semnifică acest personaj și de ce face de multe ori ceea ce face, de ce vrea să-l oprească de multe ori pe Superman cu orice sau prin orice mijloace și de ce se teme atât de mult de Superman. Sau înțelegi cu adevărat conceptul său asupra lumii și de multe ori vezi că Lex Luthor nu este chiar un villain, dar este un icon efectiv și este un personaj pe care eu îl ador, îl ador. Și evident că îl avem și pe Joker, care se duce tot la iconic. Na, este Joker și n-are cum să nu fie un icon. Se duce peste Lex doar pentru că este efectiv Joker. Ce aș mai putea să zic eu despre Joker? Nu mai știu exact dacă în clipul cu vilanii lui Batman am pus-o pe Harley Quinn la cel mai mare tir. Am impresia că n-am pus-o și o pun aici. Dar e ok, o lăsăm așa. Urmează și Lobo, care este un villain destul de underused și aș vrea să văd mult mai multe chestii cu el și despre el, sincer. O să se ducă la Sinister, undeva între sau chiar înaintea lui Cheetah. Mereu m-a fascinat Lobo și mereu mi s-a părut un villain foarte badass și foarte... foarte hillbilly, așa, de multe ori. Un villain mai altfel. Și acum în Tomorrowverse, cât a apărut, a fost foarte mișto. Și tocmai de asta zic, vedeți Tomorrowverse, adică noile animații de la DC, care o să ajungă acum în primul mare event, și anume Warworld. Și Lobo a fost foarte mișto acolo și vreau să citesc și mai multe comics cu el pentru că nu prea am citit. Și urmează Maxwell Lord, un villain care a primit atâtea și atâtea critici în Wonder Woman 2, unde Pedro Pascal, din punctul meu de vedere, l-a înfățișat perfect. Pedro Pascal este un actor deja amazing, iar Maxwell Lord este un personaj foarte mișto și combinația între cei doi n-avea cum să fie una decât extrem de bună. Pentru mine a funcționat. Iar Maxwell Lord în comics este cu adevărat altceva. O se ducă undeva pe aici, aș zice. Și deși poate pentru mulți reprezintă un villain destul de boring, un villain care nu face mai nimic, are niște povești și mă uit la tine, Booster Gold, pentru că niște povești cu Booster Gold l-am descoperit eu cel mai bine pe Maxwell Lord. În care este efectiv wow. În care zici, băi, Maxwell Lord aproape că n-a făcut nimic și în continuare a fost atât de periculos și important în acea poveste. E interesant. E interesant ce poate să facă de multe ori fără să-ți dai seama. Și urmează Scarecrow, care, sincer, o să se ducă la Sinister înaintea lui Riddler. Scarecrow e Scarecrow și îl pun atât de sus poate doar din pricina jocul lui Arkham Knight, pentru că acolo este crema. Acel final cu Scarecrow e cu adevărat mișto și e un personaj despre care uneori am mixed feelings, dar care în general îmi place destul de mult. Și urmează alt memeable character, la fel ca și Brain, și anume Starro. Poate că am fost influențat să-l pun aici datorită filmului Suicide Squad, dar Starro se duce la Alright, nu, o se ducă la Sinister. Nu, hai că nu vreau să-mi săriți în cap că-l pun înaintea lui Ra's al Ghul. O se ducă la Sinister în spatele lui Ra's al Ghul. E tare Starro. E interesantă ideea unei steluțe de mare, imensă, care poate să facă atâta rău în univers și care este atât de powerful și care este efectiv o stea de mare și atât, cu creier. Și am lăsat doi dintre cei mai mișto și importanți la final și l-avem pe Eobard Thawne, a.k.a. Reverse Flash, care se duce. Se duce la fucking iconic, undeva pe aici. Undeva pe aici. Deși sincer este cam la egalitate și cu Darkseid și cu Lex și poate chiar și cu Joker. Și Eobard Thawne. Doar gândindu-ne la povestea prin care ne-a fost introdus Eobard Thawne și la
ce reprezintă el pentru Barry Allen și cât rău a putut să-i facă lui Barry Allen și faptul că este cu adevărat un villain care nu are nevoie de atâtea motivații în plus și care este efectiv evil pentru că așa este el. Și doar gândindu-ne la nivelul de evilness al acestui personaj, îl punem la iconic pentru că este Reverse Flash și cu adevărat, da, el trebuia să fie villainul în filmul The Flash, dar asta este. Și urmează Black Adam. Villainul Black Adam, nu neapărat anti-hero-ul care ne-a fost prezentat în film, deși filmul a fost distractiv, a fost destul de mișto. Și o să-l pun pe Black Adam la Sinister sau să-l pun la Pure Evil? Nu, o să-l pun la Sinister undeva, cred că undeva pe aici, în fața lui Scarecrow. Ar fi destul de fair. Cred că își are locul aici și oricum, ar fi undeva la egalitate cu Scarecrow, Riddler, poate chiar și Maxwell Lord, dar este foarte mișto Black Adam și cam acesta este tier list-ul. N-am pus pe nimeni la weak și, nu știu, în subconștientul meu știam cumva că nu o să pun pe nimeni la weak, deși poate că Solomon Grundy sau Brain ar fi putut să ajunge foarte ușor la weak, dar hai să lăsăm așa tier list-ul. Foarte mulți la Sinister și doar câțiva la Iconic, poate că Harley ar fi undeva pe aici, dar hai să o lăsăm aici. Și hai să-l mutăm pe Reverse puțin aici. E mai ok așa. Dar cam acesta este tier list-ul și aș vrea să-mi lăsați voi în comentarii picurile voastre și alegerile voastre. Și de asemenea, v-am zis și la început, o să urmeze și tirul ăla cu supereroi și acolo stați să vedeți nebunie, stați să vedeți clip de o oră și jumătate acolo pentru că o să pun toți eroii ăia mișto. Și mulțumesc că ați stat cu mine pentru aproape 30-35 de minute. Sper că v-a plăcut acest tier list de asemenea. Sper că nu v-am înnebunit prea tare cu tier list-urile. Și mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.